G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Oameni buni, astăzi voi încerca să supraviețuiesc într-o lume nemai văzută, plină de aventuri care te vor ține cu inima la gură. Voi încerca să stăpânesc artele marțiale japoneze, scopul meu fiind să devin un samurai demn de respectat. Iar prima mea misiune este să găsesc satul care mă va ajuta să devin un samurai. Merg de multe zile, dar într-un final am ajuns în satul care mă va ajuta să devin samurai. Trebuie să găsesc ceva, un guildmaster. El mă va ajuta să mă integrez în acest sat. Prima dată, sincer, eu aș vrea să dorm undeva, să îmi găsesc o căsuță. O, bună ziua, bună ziua, ce faceți? Bă, uleu, să vă ajut puțin că poate vă ia foc satul. Păi, frumos aici, ce copacul ăsta așa misterios? Acum întrebarea mea este, unde e guildmasterul? Asta mă interesează pe mine. Iu! Nu mă atacă, nu? Nu se bat? A, ce tare! A, ce tare, prietenos! Un urs prietenos, așa, da? Nu vezi prea des așa ceva. Ei, salut, bună ziua, bună ziua! Știți unde este guildmasterul? De ce nu mă bag în seamă? De ce nu mă bag în seamă nimeni aici? Sunt un aventurier care a venit în satul vostru. De ce nu mă băgați în seamă? Ăsta e porc mistreț? Damn. Mamă, deci camera asta... Nu mai bună pentru mine să dorm și eu puțin. Acum vom vedea noi de seară pe cine convingem să ne... Salut, bro! Da, poți să ieși, cum să nu? Poți să ieși din propria ta casă. Lăsați-mă puțin. Oh, yes. Pickex, bun, bine, bine. Pot să mănânc și eu puțin că mi-era foame de la drumul ăsta lung. Oare fi clădirea aia cu acoperiș roșu? E singura care are acoperiș roșu. O să nu fie crocodil pe aici. Trebuie să fiu precaut, nu se știe niciodată. Pot să vorbesc cu dumneavoastră? Apăs pe clopoțel sau ce? Ah, yes, guildmaster. Welcome. Seems this is your first time visiting the guild. Would you like to take on your first quest? Yes, chiar vreau, frate, ia. Despre ce-i vorba? Ah, I don't think you'll be able to find the eyes in your current condition. Cum adică the eyes? La ce se referă oare? Nu știu. Come back to me once you have killed 10 pillagers. I'll give you something to prepare for your journey. Ce-mi dai? Îmi dai ceva? Finding pillagers. Am crezut că ești un adventurier. Bine. Dă-mi o bucată de hârtie și o să-ți arăt eu unde sunt pillagerii. Sunt aventurier, o să mă descurc. Sau poate nu. Ok, deci prima mea misiune ca samurai este să mă bat cu 10 pillageri. Bro, vrei să vii cu mine să mă ajuți? Da, nu cred că le-am câștigat încă respectul ca să îi chem după mine. Ok, putem să-i dăm o bucată de paper și să ne arăte exact care sunt pillagerii. Pentru că în această lume, nu o să vă vină să credeți, oameni buni, dar... sunt o grămadă de creaturi dubioase. Putem să confundăm pillagerii. Pillagerii cred că sunt cei mai easy. În lumea asta, pillagerii cred că sunt cei mai easy. Cred că o să vă iau eu torța asta. S-ar putea să am nevoie de ea. Aș vrea să mai explorez satul ăsta, să mai... Oh, tot... Încă un guildmaster, doi guildmaster aici. Aha. Aici emerald de chestii, cred că ca să dăm și noi. Statuia aia. Știu statuia aia. Aia, dacă o atingeți, poartă noroc pentru toată viața. Ok, hai să mergem să atingem statuia asta. E for good luck, man. Să sperăm că o să omor pillagerii. Uite, fix așa. De fapt, nu. O să-i sperii pe oameni pe aici dacă dau cu sabia. Imediat ajungem și la pillageri. Dar oare sunt pe aici pe undeva pillageri? Hai să intrăm în casele oamenilor. Poate mai găsim câte ceva bun și util. O cască, nu mă interesează. Niște pâine. Cred că mi-ajunge momentan. Pe mine m-ar interesa mai mult niște armură acum că mă gândesc mai bine. Dar, na, nu putem să facem pretenții. Chiar nu știu dacă aș putea să mă descurc să mă bat cu pillageri în situația actuală. Și au mai zis și the ice. Să mă duc după The Eyes, la ce se referă oare, nu știu.
Nu știu, nu știu, dar am să le iau oamenilor de aici toată mâncarea, aproximativ toată mâncarea și lemnul și ce mai găsesc și promit eu că o să vin cu lucruri mult mai bune. O să vă dau înapoi tot ce am luat. Ba chiar înzecit. Mamă, dar ce gardieni adevărați. Ăștia, da, gardieni. Look at this. Oh, yeah. That's nice. Ăsta e centrul orașului, am să presupun. Hai să mai salvăm un sătean, să nu-l lovim. Doamne ferește că după cine știe ce se întâmplă pe aici. Bă, dar îmi place. Îmi place satul ăsta. E cozy, e mare, e bine. Mă uit după o bucată de... Mă, porcul ăsta doarme. Man, you sleeping? Yo, no, don't attack me. Oh my god. Oh my god, l-am trezit din somn și s-a supărat pe mine. Yo. Ok. Cred că trebuie să ne antrenăm. Broaște lor. Mamă, dar ce mi-a dat. Lasă-mă, bă, porcule. Wow. Doamne. Lecția numărul 1. Nu te pui cu porcii mistreți. Mamă, ce mi-a dat. Wow. Chiar nu mă așteptam la asta. Credeam că e pacifist, că așa părea. Bun. Hai să ajutăm sătenii ăștia, să le câștigăm respectul și cred că așa o să fie cel mai bine. Vine noaptea, clar o să mă duc mâine dimineață după piligeri. Speranța mea era să mai găsesc ceva pe aici. Poate, nu știu. Ceva mai bun, așa, o armură. M-ar fi ajutat tare. Oare nu este un blacksmith sau ceva pe aici? Asta m-ar fi ajutat mult mai tare. Oare am fost aici? Au! Bă, nu-i bine, trebuie să fiu mai atent. Frumoasă clădire. Poți să intru pe aici? Yes! E cineva acasă? Ia să vedem. String, gunpowder, glow ink sack, no, paper! Bun, perfect. Dacă îi dau paper, ar trebui să mă ducă unde... La pilger. Ok, hai să căutăm o casă cu un pat și să ne rugăm de băieții ăștia să ne lase să dormim și noi o seară. Ah, nu-i nimeni. Perfect. Numai bine. Ah, ce dimineață frumoasă. Perfectă pentru a... Căuta niște pilgeri. Bă, nu vrei să vii cu mine? Ești sigur că nu vrei să vii cu mine? Ok, bine. Las. Mă descurc. Trebuie să mă descurc singur. Nu știu dacă mă descurc. Ok, mă duc la Guildmaster, maestrul meu care mă va ajuta să devin un războinic adevărat și apreciat. Sper să nu mă întâlnesc cu porcul ăla, mistrez din nou, că chiar n-am chef de el. Făzic că, din nou, o să mergem, să vedem unde ne duce. Salut! Ding, 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 ding. Hello, my friend. Finding pillagers. Yes, I want to find pillagers. Fetch me a best piece of paper. Păi uite aici. Yeah. Thank you, Colpir. Here we go. You may find pillagers somewhere closer. Those buggers are infested everywhere. Ok. Hai că mi-arată. Noroc că știu să citesc hărți. Nu-i așa? Nu-i așa, oameni buni? Noroc că știu să citesc hărți. Încă un guildmaster, cât sunt aici în satul ăsta? Am ajuns în capitală aici, nu e oraș, nu e sat. Între timp tot o să mai caut niște chestii. Ba chiar o să iau patul ăsta, sunt sigur că ei mai au paturi de backup. O să iau patul ăsta că nu se știe unde voi dormi în următoarea seară. Chiar nu. Oh, perfect, în direcția aia mergem. Așa, eu mă uit așa la hartă și pare că trebuie să merg în direcția asta. Yo, ursule, stai calm, nu sări pe mine, te rog eu. M-am bătut cu porcul mistreț și am văzut că nu-i de joacă. Salut! Ce mai aveți pe aici? Nu-i ce trebuie, vreau altceva dacă aveți. Nu pot să vin cu un iron golem de ăsta, nu poate să vină cu mine? Ia. Mamă, zici că cânt la tobe. Cine, ce? Cine?
Cine ce o tras? Mă, l-a trage în mine. Nu știu, o să plec ca să se liniștească. Yo! My man! Bro, de ce m-a tăci? Ce am făcut? Am căutat în chesturi. Da, sunt de acord. Ok, nu o să mai fac. I'm out. Iartă-mă. Promit că vin cu goodies. Vin cu emeralde. Oh my god, am fost exilat. Am fost efectiv exilat. Nu pot să cred. Ok. Nu-i problemă. Ce-i acolo? Dar vezi că eu încă nu mă simt bine. Încă nu mă simt prea forțos și puternic. Cine știe pilgerii dacă au arc și din astea am încurcat-o. Da, le dau așa una de asta. Da, o să fie interesant. Trebuie să-mi exersez puțin tehnicile de atac. Hai că știu, atacul știu, dar trebuie să mă și apăr. De exemplu, vine o săgeată înspre mine. Direct, m-am dus așa, pe o parte. Ar trebui să am grijă la stamina, pentru că atunci când este low, există o problemă. O să primesc un fel de weakness și când ai weakness, oamenii dau mult mai mult damage, adică pilgerii și elfii și ce mai fi pe aici, dar ar trebui să mă duc acolo. Pentru că văd ceva, niște campfire-uri și mă gândesc că poate e o misiune puțin mai ușoară față de asta cu pilgerii unde mă îndrept acum. Să avem grijă și prin apă că nu știi niciodată când ai de un crocodil sau cine știe ce mai este pe aici. Mă mișc încet, strategic, fără să mă grăbesc, mă blochez în boscheții ăștia, nu e ok. Hai să vedem cu cine ne întâlnim pe aici. Nu pare că sunt villageri, atâta pot să vă zic. Nu pare că sunt villageri pe aici. Poate e doar o ruină, hai să vedem. Poate găsim o bucată de armură sau ceva. E cineva acasă? Măi, cineva acolo. Deci trebuie să omori 10 pilgeri. Ăla pare a fi un pilger, sincer. Încet, nu ne grăbim. Uite-l, e pilger, zic eu. Yo, my man. Yeah. Oh, you don't mess with Rainbow Samurai Colfier. Oh, you don't do that. Nice. Ok, niște bunătățuri pentru satul meu. Sper să nu mă mai urască băieții de acolo. Carne, dar armură n-aveți? Un chest acolo. Interesant. Emeralde. Am zis că le aduc emeralde oamenilor. Le aduc emeralde numai să nu mai fie supărați pe mine. Bă, dar mai avem multe chestii. Ok, uit, dar armură. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Deci un pillager este omorât deja. Mai trebuie să omor 9. A fost un antrenament bun. Not gonna lie. O să mai avem și side quest-uri pe parcurs. Cel mai probabil, cum a fost ăsta. Ăsta a fost un side quest plăcut. Și poate și mai rău. Yo, uite ce Iron Axe am cu 9 attack damage, dar eu nu sunt cu Iron Axe-ul. Eu prefer să am katana mea, Uchigatana. Are 7 attack damage, dar nu contează. Important e să știi să o folosești. Mă, ce-s cu aia? Nu știu, dar nu pare ok. Ok, I'm going in this direction. Aia e o corabie de pirați? Oh, damn. Și aia ce? Cred că ar fi indicat să-mi fac o barcă. O barcă și mergem cu barca mult mai ușor. Acum, toată speranța mea este să nu găsesc ceva nasol prin apă, să sară după mine un rechin, cine știe, sau... chiar nu vreau. Ia să vedem. Let's go. Frumoasă barca aia, dar tare cred eu că e plină de pirați. Oh, da, ești pirați acolo. Sper că nu dau în mine sau ceva. Stați pe loc. Mâncați și voi ce mâncați voi, pirații, nu știu. Oh my god, ce aia e o balenă? Să plecăm. Sper că nu ne atacă balena. Damn, look at this. Bă, găsim și noi ceva? Găsim și noi... Mă, zic că... Da, mi-e frică. Ok, pământ. Fix lângă camp aici, văleu.
Eu nu sunt pregătit, nu am armură, n-am nimic, sunt vai de capul meu. Dar n-am găsit nicio fierărie acolo. Cum să n-ai fierărie în Dita Mai orașul? În Dita Mai orașul nu au avut o fierărie, băieții, să mă ajute și pe mine cu niște armură. Dar ce să mă ajute că băieții m-au luat la bătaie, bă, ești nebun. Ce să mă ajute ăștia? Dă că eu mă culc aici că nu mai pot. Mâine dimineață va fi o zi mai bună. Ok, deci nu e ăsta, campul e mult mai încolo, dar mai sunt pillageri și aici. Alea sunt bannere de pillageri. Da, acolo, acolo pare să fie un castel de pillageri, dar sper că, na, dacă mergem într-un camp ar trebui să fie mai ok. Poate găsim chestii interesante, dar nu mă simt pregătit să mă bat cu atâția, sunt foarte mulți acolo. Bă, ce e aia de acolo sus? Am putea urca pe apa aia, dar sper că nu sunt monștri. Ok. Mă, dar cum e posibil așa ceva? How is this possible, man? Uite-te pe unde mergi, colpier. Dar trebuie să mă uit și cine vine și mă atacă. Am rupt gâtul aici. Ia uite ce capcane. Oh, no, ce e asta? Un slime galben și un dragon roșu. Nu vrei să... Orice dragon e mai ok decât dragonul roșu. Dragonul roșu... Nu te pui niciodată cu dragonul roșu. Mama mia, nu, te rog, nu. Te rog eu din suflet. Hai măcar să vedem despre ce e vorba, nu știu dacă reușesc să mă bat cu ei, că poate mor. Parcă mă duc la decapitare, așa mă simt. Eu înțeleg că acolo este un camp, numai că problema cea mai mare e că mai este o structură plină de chestii dubioase. Și pe lângă asta, e dragonul acolo și pe lângă asta mai este o problemă. E cam laggy situația. Mă duc la castelul ăla. Mă duc înapoi la castel. Nu pot acum. Nu cred că pot. Înțeleg că e un camp acolo și toate alea, dar nu mă descurc. Efectiv, nu mă descurc acum. Cea mai înțeleaptă metodă ar fi să evităm situația asta momentan, pentru că nu am armură. Da, m-a dus aiurea băiatul ăla. Guildmasterul, dar în fie, mi-a dat greu din prima, au crezut că eu mor toți dușmanii așa imediat, dar nu merge așa, frățiorul meu. Poate mai găsesc alt camp pe lângă, un camp așa mai chill. Castelul ăla, v-am zis, e pe hard, e greu, mi-e frică, dar dacă îi luăm încetul cu încetul, nu știu ce zic. Alte campuri trebuie să căutăm. Doamne, ce mare. Stai cu minte. Ok, stai cu minte. Mă, ce sunt ăștia, mă? Nu mă bat cu ăștia. Nu. Clar nu mă bat cu ăștia. Bă, ce lume nebună. În ce lume nebună trăim aici. Ia uite, pică în lavă direct. Direct în lavă dacă nu te uiți pe jos. Ia bă că mă duc acolo sus. Și după în castelul ăla. Ce se poate întâmpla? Sincer, nici nu știu dacă să mă mai întorc în satul ăla, că mai ales că nu am făcut misiunea. Nu cred că o să le placă de mine prea tare. Așa că o să încep să iau mâncare și... Hai să vedem ce o fi acolo sus. E foarte important. Poate găsim niște... Nu știu. Poate dormim acolo. Why not? Just sleep there. Pare un loc bun. Într-adevăr, poate să ajungă dragonii ușor. Dar, hai să vedem cu grijă. Ce asta e o broască? Ok. Ce e aici? Nu, serios, ce e aici? Da, asta da casă pentru samurai. Bam. Dar totuși n-am ce să fac aici. Din păcate, nu am ce să fac. Ăla e iron, nu? Bă, din fericire am luat un pickaxe. Ia. Wow! Pleacă de aici. Deci nu e iron. E țeapă. Yo! Ce țeapă de silverfish. Ok, bine de știut. Deci alea nu sunt bucăți de iron. Știți ceva? Nu știu dacă mai merg acolo. Vedeți ce are acolo, nu? Vedeți chestia aia mare.
Adică eu încep să iau la bătaie și toate alea, dar nici nu știu dacă se pune. Poate trebuia să omor toți 10 pillageri de acolo, care zic eu că nu era un loc prea bun de omoră pillageri. Dar eu cred că dacă tot omor pillageri și mă duc la ăla și zic gen, bă frate, m-am omorât 10 pillageri, n-o zis gen să mă duc într-un anumit loc, ei doar mi-au localizat așa o chestie. Eu cred că încep să mă bat cu ăștia așa, încet, 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 încet. Vine câte unul, câte unul, cred că pot să iau așa pe rând. Hai că ăsta vine. Hai, vină. Vină, 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 vină. Bă, te sparg. Ce ai în mână? Ce ai în mână? Ai talisman norocos? Come on, man.